Vă invit să deschidem Cartea Domnului la 2 Împărați, capitolul 6, și vom citi începând cu versetul 24. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o, încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie a strigat: "Scapă-mă, împărate, domnul meu!" Și el a răspuns: "Dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau al teascului?" Și împăratul i-a zis: "Ce ai?" Ea a răspuns: "Femeia aceea mi-a zis: dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm azi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare i-am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm." Dar ea a ascuns pe fiul ei. Când a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis: "Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui." Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: "Vedeți că acest fiul de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul. Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți-l la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?" Pe când ne vorbea el, încă solul se și coborise la el și împăratul a zis: "Iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai avem de nădăjduit de la Domnul?" Capitolul 7, primele versete. Elisei a zis: "Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu." Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: "Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru?" Și Elisei a zis: "Vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele." Amin. Să ocupăm locurile. Dușmanii au o memorie scurtă, nu-i așa? Nu de mult Elisei a scutit și a ferit de moarte pe o parte din oștirea sirienilor, le-au dat de mâncare și au plecat acasă, dar dușmanii au memorie scurtă de fiecare dată. Capitala aceasta, care a fost atât de generoasă cu ei, este acum asediată de oștirea siriană în frunte cu Ben-Hadad, împăratul Siriei. Condițiile din cetate sunt absolut îngrozitoare. Datorită asediului, prețurile sunt exorbitante, piețele goale, dacă vreți, canibalism cumplit, oamenii își mănâncă proprii copii. Și împăratul lui Israel, Ioram, pentru că Ioram este, deși numele lui nu este pomenit în text, cred că nici nu merita din partea lui Dumnezeu un asemenea nume să fie menționat. Sunt nume pe care Dumnezeu nu le menționează. Cred că atât de mult îi displac acești oameni încât nici numele nu le spune. Împăratul lui Israel. Ioram, regele lui Israel, găsește vinovatul. Și cine este vinovatul? Omul lui Dumnezeu, bineînțeles, Elisei. Elisei este vinovat de toată situația prin care trec ei. Bineînțeles că ăsta-i de vină, e profet, nu? L-a vindecat pe comandantul oștirii siriene de lepră, s-a bus bine cu sirienii că i-a iertat și i-a trimis acasă bine mersi după ce le-a dat un lanț bun. Ioram îl bănuiește de trădare, de colaborare cu sirienii, probabil, pe Elisei. Foarte interesant că atunci când a venit cu sirienii în capitala țării, îi spune părinte. Zice: "Să-i măcelăresc, părinte, să-i măcelăresc, părinte." Acum nu mai e părintele lui, nu-i mai recunoaște autoritatea spirituală și Elisei este de vină pentru tot ce se întâmplă.
trimite pe cineva să-i taie capul lui Elisei. Și atunci, în tensiunea acelei întâlniri cu împăratul și delegația care venise să-l omoare, Elisei face o profeție incredibilă despre salvarea cetății. Textul acesta, pe vremea lui Ceaușescu la Oradea, Dumnezeu mi-a dat o lumină foarte specială din acest text și am scris o carte cu titlul Biserica în asediu. Am înțeles din acest text că biserica din România în vremea aceea era o Samarie asediată de sirieni. Și cei care, probabil mulți dintre dumneavoastră ați citit această carte, cei care o doriți, probabil pot să vă pun la dispoziție eventual duminică. Dar biserica întotdeauna a fost asediată de-a lungul istoriei. Noi am trecut prin asediul acesta al comunismului, când ne-au izolat de societate, când ne-au închis într-o clădire. Țin minte că au venit de la Arad un grup de tineri și cred că mai sunt și aici printre ei, cei care au fost cu noi atunci, și am ieșit la o pădure, la marginea orașului. Și am ținut un serviciu de biserică, cum știam noi, cu rugăciuni, cu cântări și am cântat și a fost extraordinar. Și dintr-o dată au apărut doi indivizi și ne-au oprit foarte furios ce căutăm noi acolo. Erau în costume de baie, erau afumați, bine beți, n-am știut cine sunt. Ne-au apostrofat, au vorbit foarte urât cu noi și ne-au spus să plecăm acasă. Ce căutăm noi aici? Că noi aveam o clădire, acolo să stăm între pereții aia. Ei, când am venit și am trecut pe lângă mașinile lor, ne-am dat seama că erau cu numere mici. Știți că aia cu numere mici, așa de o singură cifră, erau de obicei securiști, erau partidul și cei care ne asediaseră, de fapt. Ne spuneau foarte clar, acolo între zidurile acelea în care v-am băgat, voi sunteți liberi, puteți să faceți ce vreți, dar nu afară. Și Domnule mi-a zis unul, nu te gândești că aici sunt copii. I-am zis, dau dumneatale, când ai băut până te-ai îmbătat, așa, nu te-ai gândit că sunt niște copii și te văd cum te porți. Nu? Asta nu ți-a trecut prin cap. Mă rog, am avut un dialog nu prea politicos cu acest sirian, furios și beat, nu? Dar ne-au băgat între ziduri și voiau să ne țină între ziduri. Slavă Domnului că am scăpat de asedul ăsta al comunismului în România, dar iată-ne că suntem într-o America liberă, am zis noi, în care biserica începe să fie foarte asediată. Ne vine foarte greu să credem că atunci când ne-au obligat să nu ne mai adunăm la oaltă, ținta lor numărul unu a fost biserica. Ne vine foarte greu să credem asta. Dar vă rog să credeți, pentru că diavolul are de a face cu biserica. Dușmanul lui numărul unu pe pământul ăsta este biserica lui Hristos. Ok? Au încercat să ne închidă. Să știți că sunt biserici americane care sunt închise și astăzi. Nu se mai duc de frică la biserică. Sunt biserici americane în care nici jumătate din membrii nu mai merg la biserică de groaza virusului ăsta, că nu știu dacă există sau nu există un asemenea virus. Dar ne-au pus mască, acum ne forțează să ne vaccinăm, nu? Avem de a face cu un asediu din nou împotriva Bisericii lui Hristos. Știți că ultimii care vor accepta să meargă la vaccin sunt creștinii? Raționamentul numărul unu este că vaccinurile astea conțin elemente luate din corpul copiilor avortați. Este împotriva credinței noastre să luăm un asemenea vaccin, nu? Eu nu sfătuiesc pe nimeni să nu se vaccineze, dar majoritatea creștinilor au argumente foarte solide împotriva acestei campanii forțate a guvernului. Încet, încet vom experimenta un asediu al bisericii din partea neocomunismului, neomarxismului, sexomarxismului, cum îl vreți să-l numiți. Dar este aceeași ură, este aceeași program anti-Dumnezeu, anti-biserică în lumea în care noi trăim. Asediu înseamnă izolarea bisericii de lume. Iată că am împărțit lumea în sacru și laic, nu?
sacru tot ce se întâmplă. Biserică, laic, este tot ce este în afară de biserică. Și nu știu dacă e așa. Credința afară din spațiu public este scoasă din spațiu public și transferată în cel privat al fiecăruia și al comunității, al bisericii, între zidurile bisericii. Ieșirea din lume propovăduită de Sfânta Scriptură o interpretăm greșit. O interpretăm un fel de autoizolare de societatea în care noi trăim. Formăm astfel subculturi. Suntem diferiți de lume de multe ori în lucrurile care nu sunt necesare. Și nu în cele fundamentale. Pentru că hai să fim serioși, urmărim exact aceeași filozofie ca și ei. Vrem să fim și noi bogați ca și ei, vrem să fim și noi fericiți ca și ei. Absolut, avem aceleași țeluri. Probabil îmbrăcăm un pic diferit decât ei. Apoi avem ideea aceasta că ei sunt mulți, noi suntem puțini și trebuie să supraviețuim aici între aceste ziduri. Ne izolăm singuri de lume și intrăm în acest asediu de bunăvoie uneori. Să nu mai vorbesc de zidul confesional. Este așa un fel de incapacitate de a vedea creștinismul ca trup al lui Hristos general, ca biserică universală. Nu ne duce mintea. Întotdeauna, parcă Dumnezeu se uite așa cum am obicei să spun pe o țeavă, numai așa la noi. Numai noi existăm, restul nu mai există. Numai noi suntem pocăiți. De aceea vorbim de rău pe toți ceilalți care au altă religie diferită de noi. Nu? Aproape că, zicea cineva, ura religioasă astăzi este mai violentă între bisericile de același fel, din același oraș, decât între bisericile de alte culori. Hai să fim serioși. Cele mai multe neînțelegerile noastre sunt cu pentecostale din celelalte biserici, nu cu frații baptiști sau cu, eu știu, avem și adventiști pe aici, ortodoxi. Nu, de ortodoxi nici nu mai băgăm în seamă că ăștia credem noi că sunt pierduți, nici nu mai sunt pe listă. Dar avem niște vederi foarte înguste cu privire la zidul denominațional. Ne izolăm singuri și dezvoltăm așa o miopie a sectarismului nostru. Numai noi suntem pe calea cea bună. Cultivăm acest gard denominațional și răspândim ură confesională. Apropo de dragoste, fraților, trebuie să iubim și pe aia las care sunt diferiți de noi, nu? Asta e foarte greu. Să nu mai vorbesc că este și o idee așa că unitatea tuturor creștinilor sau a tuturor religiilor, așa, ecumenism, ar fi ceva foarte rău. A, vine satana, nu, anticristul și unifică toate religiile. Probabil că o să-și facă religia lui, anticristul, când va veni, nu? Dar să te înțelegi bine cu el, alți care sunt de altă denominație decât tine, nu cred că este un lucru rău, că în cele adevărate, în cele în ce credem la fel, să umblăm la fel, nu? Și în celelalte să ne lumineze Domnul, că fiecare avem părțile noastre întunecate, nu-i așa? Un preot ortodox a venit la Chicago și l-am pus să predice la biserică. I-am spus, auziți, după câte știu eu și am studiat, crezul nostru pentecostal și cel ortodox au cam 90% din toate doctrinele asemănătoare. Ne potrivim foarte bine. Vă rog foarte frumos, predicați din alea 90%, am zis eu, nu din alea 10%. Bine, frate, a ținut 5 minute, după care a intrat la alte de sfinți, de fecioară, de icoane, de toate ne-a spus așa. La sfârșit, când a terminat, nu eram deloc speriat, că eu știam că și așa nu se prinde de frați nimic, indiferent ce predicăm noi. Nu m-am speriat că cineva se rătăcește deloc. Dar când a terminat, am zis, de-abia aștept să mă duc la Oradea să predic și eu la biserica dumneavoastră. Mă primiți că eu n-am barbă. Moșul s-a înfuriat și mi-a spus, barbă vine de la bărbat. Așa că i-am încurajat și pe cei care și-au lăsat să atârne ceva de la ei, cât atârne de ei să fie în pace cu toți frații.
Cetățenii Samariei își câștigau existența din munca câmpului. Ok? Ce se întâmplă în asediu? Nu mai ai acces la câmpul muncii. Stai între ziduri. Biserica a redus lucrarea lui Dumnezeu la activitățile bisericești. Nu mai știm să facem aproape nimic altceva decât un show creștin. Și avem formații. Nu le enumăr, că dumneavoastră le știți foarte bine. Cântăm, recităm, facem absolut de toate între pereții ăștia, dar nu îndrăznește să meargă nimeni la arie și la teasc. Nu se duce nimeni să cheme pe un nepocăit la biserică. Okay? Nu ne ducem deloc să dăm o Biblie cuiva sau o carte, eu știu, haide, sau să-l invităm la biserică. Nu facem. Pentru că ne băgăm singuri între zidurile bisericii și, ascultați, am abordat o filozofie a asediului care spune veniți să vedeți. Veniți să vedeți la noi. Băi, avem un predicator, avem niște coruri, avem o fanfară, avem un cor de fete, nu? Avem o clădire extraordinară. Veniți să vedeți. Asta este, cum să spun, leitmotivul activității creștine de astăzi. Veniți la noi să vedeți. Știți că Domnul a zis, mergeți și nu veniți, a zis, mergeți în toată lumea și duceți Evanghelia până la marginile pământului. Okay? Ei, noi am întors asta din Vechiul Testament, veniți să vedeți, veniți la templu să vedeți, slava Domnului era la templu atunci. Acum noi suntem templele Duhului Sfânt și Domnul spune, mergeți cu mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Ei, haideți să vorbim puțin despre cauzele acestui asediu. Bineînțeles, cauza numărul unu a asediului sunt dușmanii, nu? Dar sunt niște cauze interioare ale asediului. În primul rând, o strategie de luptă greșită, defensivă. Cei care au studiat istoria lui Israel, se spune că Israel a pierdut toate războaiele în care s-a apărat doar. Și le-a câștigat pe toate alea în care a atacat. Biserica nu este chemată la defensivă, ci la ofensivă. Mergeți, cuceriți. Biserica este chemată la ofensivă și nu la stăm aici, suntem puțini, păstrăm credința să nu ne fure cineva, nu? Ne temem că ăștia vin peste noi. Ori defensiva este manifestarea încrederii în zidurile pe care le-am construit, nu? Nu te mai încrezi în Domnul când te duci în câmp și te duci în numele Domnului împotriva lui Goliat, nu? Stai aici pentru că ți-ai făcut niște ziduri foarte puternice și astea o să reziste la tunurile dușmanului. Știți că Constantinopolul a căzut sub mâna turcilor și de atunci tot creștinismul de est practic a căpătat o lovitură de moarte. Și s-a deschis poarta păgânismului spre Europa și s-a încurajat islamul. Pentru că creștinii n-au ieșit la luptă, au stat încrezători în zidurile puternice ale cetății. Ce a făcut sultanul? A construit niște tunuri care n-au mai fost făcute niciodată până atunci așa de mari. Și tunurile acelea au distrus zidurile Constantinopolului. Defensiva, apărarea întotdeauna este expresia încrederii în ceea ce ai tu, în resursele tale, în zidurile pe care tu ți le-ai construit. Și așa cum spuneam, Israelul a pierdut toate războaiele în care s-a apărat doar. În loc ca biserica să invadeze lumea, ea stă în biserică și invadează lumea, biserica. Ne invadează lumea pe noi, ca biserică. Duhul Sfânt a venit pentru a lansa și susține această ofensivă a bisericii. Domnul a spus, nu plecați de la Ierusalim până nu veți primi o putere și atunci îmi veți fi martori până la marginile pământului. Știți ce au făcut primii ucenici? S-au simțit foarte bine la Ierusalim, au făcut un fel de comunism, nu?
toți vindeau ogoarele, puneau bani împreună, mâncau toți împreună, împărțeau mese de dragoste și n-au mai vrut să plece în toată lumea. Știți ce a făcut Domnul? Le-a trimis o persecuție foarte zdravănă și au plecat ca și Apostolul Pavel, cu Sila. Nu? Spune că Apostolul Pavel a plecat cu Sila după ce s-a certat cu Ioan Marcu. Nu? I-a scos Dumnezeu cu Sila la evangelizare, la ofensivă pe ucenicii din Ierusalim. Defensiva întotdeauna stimulează comoditatea și frica. Stai aici și vezi cum bat turnurile, auzi cum bat turnurile în ziduri, nu? Berbeci în porți, bă, vin peste noi, iar au mai dat o lege, iar au făcut nu știu ce Biden. Și stăm și tremurăm aici de groază în trezidurile în care ne-am asediat. O altă cauză a asediului este că există o conducere lipsită de viziune. Ioram este numit de Eliseu fiul de ucigaș. Era fiul lui Ahab, nu? Omul ăsta stabilește strategia. Un ucigaș stabilește strategia acum de apărare a țării împotriva lor, împotriva sirienilor. Nu ține în seamă că resursele de hrană ale cetății, dacă vreți, aria și teascul, sunt afară. Fără resurse se izolează în cetate să se apere de dușmani. Își sacrifică propriul popor pentru o strategie greșită. Ca lider corupt închinător la idol, omul acesta este practic un pașaport pentru dezastru de la bun început. Am pierdut la Oradea procesul cu statul, cu statul comunist, am pierdut cu orașul, pe urmă la Tribunalul Județean. Ultima decizie a Tribunalului să demolăm biserica și să o readucem la stadiul care a fost inițial. Știți ce am făcut în momentul acela? Am ieșit la atac. Am ieșit la atac. Cum? Am declarat în fiecare zi zi de evangelizare. Zi de evangelizare în fiecare zi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru niște oameni deosebiți din România în vremea aceea care m-au ascultat și au venit să predice Evanghelia în situațiile acelea. N-aveam pereți exterior, stăteam pe niște bile de brad, pe cărămizi, pe ce știam noi. Dar veneau peste 1000 de oameni în fiecare zi la evangelizare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oameni ca Valer Brâncovan, ca Dorin Druhora și alții care au venit și au predicat Evanghelia la biserica aceea. După acea campanie de evangelizare s-au întors la Domnul vreo 120 de oameni. Și ce s-a întâmplat însă, a venit cineva foarte furios de la București, nu vreau să spun numele, că vreau să aibă liniște în sicriu, să nu se întoarcă acolo cumva, a venit cu un falcă în cer și una în pământ. Bă, mi-a zis, satul arde și baba se piaptenă. Ce vreți să spuneți, frate? Păi zice, bă, ăștia vor să vă demoleze biserica și voi faceți evangelizare, bă. Voi nu sunteți normali. Păi am zis, suntem foarte normali, am zis. În Biblia în care eu cred, scrie că trebuie să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului. Și facem evangelizare. Ce e rău în asta, măi, frate? Ce scrie în Biblia dumneatale? Okay? Așa de tare se temea de sirieni că n-a vrut să intre nici măcar în curtea bisericii să vadă ce am făcut. Ne-am întâlnit în curtea unui vecin. Okay? Dar n-am să uit niciodată, satul arde și baba se piaptănă. Nu ne pieptănăm, Doamne, deloc. Vesteam Evanghelia, ok? Vesteam Evanghelia și am ieșit la atac, pentru că atacul bisericii este evangelizarea lumii, ieșirea cu Evanghelia la cei nemântuiți. Okay? Binecuvântarea care a fost că cei 120 care s-au întors la Domnul din lume aveau nevoie să fie botezați. Și unde să-i botezăm? Ne-am apucat noaptea să facem bazinul de botez. Și când am văzut că nu mai vine nimeni să ne amendeze, că ne amendaseră până atunci cu 90.000 de lei. Primeam 3.000 de lei pe zi amendă eu, socrul meu și responsabilul bisericii. 9.000 de lei pe zi. În 10 zile
au continuat așa până ne-au dat în tribunal. Și acum am făcut bazinul de botez și n-a mai venit nimeni. Și ne-am încurajat și am terminat biserica. Și a venit Revoluția și au chemat pe frați și le-au dat autorizație după Revoluție. Dar nu s-au atins de lucrarea lui Dumnezeu. Dar s-au întors la Dumnezeu sute de oameni în perioada aceea. Okay? Evanghelia trebuie vestită. Suntem în asediu pentru că uităm experiențele trecutului. Istoria lui Israel este o istorie a faptelor lui Dumnezeu în mijlocul lor. Au uitat că Dumnezeu este Dumnezeul oștirilor, este Jehova Savaot, Domnul oștirilor. Ioram a trăit alături de Iosafat în experiența aceea extraordinară a apei în pustiu, când Dumnezeu a salvat trei oștiri printr-o mare minune. El a văzut pe Ben-Hadad și i-a văzut pe sirieni veniți și duși captivi în Samaria. Tatălui Ioram Ahab l-a luat prizonier la un moment dat pe Ben-Hadad, 1 împărați 20:42. Era, știa, trebuia să știe istoria, pentru că era o istorie recentă, nu de pe vremuri, nu? Dar atunci când uităm că Dumnezeu face minuni, când uităm experiențele trecutului, ne izolăm și apoi cădem în frică și necredință. Sunt niște consecințe a acestui asediu și consecințele acestea aș vrea să le discutăm pentru că ele sunt extrem de importante pentru viața noastră spirituală ca biserică. O primă consecință a asediului este înfometarea spirituală. În cetate este foamete, alimentele la prețuri exorbitante, înfometații consumă ceea ce n-ar fi consumat niciodată, ok? O biserică asediată suferă de foame spirituală și consumă ceea ce n-ar fi consumat altădată niciodată. Nu mănâncă porumbei, ci găinați de porumbel. Mănâncă capete de măgar. Okay? Nu vreau să intru în detalii aici, că am enorm de multe lucruri de spus la capitolul ăsta. Dar suntem în stare să ne hrănim cu resturi, cu lucruri care nu hrănesc, pentru că stăm aici între ziduri și Dumnezeu nu investește într-o biserică care nu iese la evangelizare. Dumnezeu nu investește într-o biserică care nu iese la misiune, care nu investește în lucrarea misionară. Nu investește și nu dă de mâncare la cei care nu lucrează. A doua consecință extrem de dureroasă, luptele interne. Cine este vinovat? Oamenii lui Dumnezeu, prorocii sunt vinovați. Oamenii cu viziune sunt vinovați. În criză se caută totdeauna vinovatul și de obicei acolo unde nu este nicio vină. Elisei este considerat vinovatul principal în situația creată. Luptele interne născute din subalimentarea spirituală, din neimplicarea în lucrarea lui Dumnezeu, din șomajul spiritual, dacă vreți, luptele acestea interne decimează, produc victime. Victimele luptelor sunt oamenii nevinovați, oamenii lui Dumnezeu care mai pot să facă ceva. Numărul 3. Consecința, poate cea mai dureroasă, este pierderea unei noi generații. Pierderea unei noi generații. Am fost cu soția acum la Chicago și mi-a adus aminte de o generație pe care aproape că am pierdut-o toți, toate bisericile. Prima generație de după noi, proprii noștri copii. I-am pierdut. Au plecat la americani pentru că n-am avut nevoie de ei, n-am investit în ei. Pentru prima dată bisericile pentecostale din America se află în pragul unei crize formidabile. Pleacă o generație de păstori care au însoțit și au construit aceste biserici și nu avem cu cine să înlocuim. Nu avem cu cine să înlocuim pentru că am investit în formarea altora în România, am dat bani la seminarele teologice, dar nu ne-am trimis copiii la școlile americane. Dacă le-am trimis la școlile americane, i-am gonit pe urmă din bisericile noastre să meargă la americani. Și nu-i avem în bisericile noastre. În criza aceasta,
femeile își mănâncă copiii de foame. Victimele, primele victime ale unei biserici asediate este tânăra generație. Tânăra generație crește fără scop, crește fără viziune, crește cu spaima, eu știu, asediului care face foarte mare larmă împotriva noastră și nu văd nimic în viitor. Și ultima consecință este respingerea soluției lui Dumnezeu. Elisei aduce vestea cea bună în acele circumstanțe. Călărețul de mâna căruia se rezema împăratul, ăsta era sfetnicul numărul unu a împăratului, era omul de încredere a împăratului, dacă vreți, poate că era generalul care conducea oștile lui Israel. Ascultați necredința îngrozitoare a acestui om. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, să facă niște ferestre în cer să ne arunce ceea ce spui tu, nici atunci nu va avea loc ceea ce vorbești tu. Necredința se pedepsește și se pedepsește imediat. Vei vedea, dar nu vei gusta. Este decizia lui Dumnezeu și sentința dată acestei necredințe a omului pe mâna căruia se rezemă împăratul. Este un subiect vast. Eu am scris o carte de vreo 300 de pagini pe subiectul ăsta, dar în concluzie vreau să spun câteva lucruri foarte pe scurt. Starea de asediu în care ne complacem ne-a dus toate durerile și toate suferințele noastre. Ar trebui să revedem ce înseamnă biserica, ar trebui să revedem care este chemarea lui Dumnezeu, să ne reorientăm altfel, să investim resursele bisericii în altă direcție. Pentru că dacă vom continua ideea asta de show creștin, atunci ne vom face un teatru mai grozav, cu mai multe lumini, cu mai multe, eu știu, să alimentăm, mă rog, spectacolul ăsta pe care trebuie să-l întreținem, despre care culmea, spunem că e lucrarea Domnului. Spunem că e lucrarea Domnului. Când de fapt ar fi fost cazul să creăm o generație de misionari, de evangeliști și fiecare dintre noi să ducem pe cineva la Hristos. Avem un imn, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, nu? Ăsta e imnul pe care îl avem majoritatea dintre noi. Suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Aleluia, nu? Bravo! O să spună Domnul, bune, bun job, iubite credincios, nu? Ar trebui să revedem dintr-o dată toată viziunea care trebuie să existe pentru biserică. Singura soluție este ieșirea din asediu prin evangelizare, prin misiune. Hrana se obține din munca ogorului aflat în afara zidurilor. Acolo este hrana, acolo dă Dumnezeu belșug. Darurile Duhului sunt vizibile în câmpul misionar. Sunt date pentru aceasta, pentru a răspândi Evanghelia până la marginile pământului. Ele nu sunt o jucărie cu care trebuie să ne decorăm în biserică și să ne dăm titlul unul la altul. Ele sunt împuternicire din partea Duhului Sfânt să mergem cu Evanghelia până la marginile pământului. Ar trebui să înțelegem că mai mulți sunt cu noi decât sunt împotriva noastră, decât sunt asediatorii noștri. Să înțelegem că Dumnezeu este cu noi și vom avea biruință cu El. Cel mai greu de învins este mentalitatea noastră, pentru că avem nevoie de o schimbare de paradigmă, de modul în care vedem lucrurile. Se spune că un bărbat foarte obosit în metrou venea de la lucru și a văzut un bărbat cu un copil mic. Stătea vis-a-vis de el în metrou și copilul acela era extrem de neastâmpărat, foarte neastâmpărat. Făcea gălăgie, sărea, ca și un copil foarte neastâmpărat. Și ăsta a început să-l judece pe bătrânul ăsta, pe tatăl copilului. Mă, ce tată nepăsător, uite, lasă pe copilul ăsta să se poarte în halul ăsta.
Și parcă i-a citit gândurile omul, s-a întors spre el și le-a spus, vă rog să-l iertați pe băiatul meu, dar venim de la mormântarea lui maică-sa. Într-o secundă, omul acesta și-a schimbat paradigma și a schimbat imaginea a tot ceea ce a cunoscut până atunci. Avem nevoie de un asemenea moment, nu știu cum, să ne-l ducă Dumnezeu într-un fel încât să vedem lucrurile foarte diferit, dar așa deodată. Pentru că dacă le vedem tot așa cum sunt, și dacă facem tot ceea ce am făcut până acum, schimbarea nu va avea loc niciodată. Vă invit să veniți joia viitoare când vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat după aia. Veți vedea, vom găsi niște leproși care au găsit o soluție extraordinară. Oamenii aceștia au spus cam simplu de tot. Ce mai, dacă noi intrăm în asediu ca ăștia, o să murim cu ei. Dacă stăm aici, iar o să murim. Singura soluție este să ne aruncăm în tabăra dușmanului. Asta este soluția pentru biserica de astăzi, să ne aruncăm în tabăra dușmanului, să mergem cu Evanghelia la ei, să ne așteptăm să vină ei peste noi, să ne ducem cu Evanghelia la ei. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului în această seară și să spunem, Doamne, Dumnezeu nostru, ne-am asediat singuri, ne-au asediat alții, ajută-ne să ieșim din această încercuire, ajută-ne să ascultăm de Tine și să mergem cu Evanghelia Ta până la marginile pământului. Dă-ne puterea și înțelepciunea asta, Doamne. Haideți să ne rugăm.